Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, fraților, haideți că ia, uite, vine primăvara, băi, dau acum ghioceii. Cred că au dat deja, nu? Domnul Iohannis, chiar ați mai trecut pe la casele alea? Au ieșit ghioceii în curte? Trebuie să mergeți, domne, să dați un ochi pe acolo, să vedeți dacă nu s-a crăpat vreo țeavă, vreo dală, na? Case multe, griji multe. Iată numai vești bune azi. În dosarul caselor familiei Iohannis a fost închis. Decizia a fost luată de parchetul general. Știți povestea, se făcuse acum ceva timp o plângere împotriva doamnei Carmen Iohannis pe motiv că a falsificat actele cu scopul de a lua o casă. Mă rog că le-a falsificat, spune decizia instanței, de când a pierdut casa. Dar astăzi s-a închis cercetarea, ci că nu e nimic suspect. De-a cu 21 de ani, voi vă dați seama, vorba lui Ponta. N-am copiat, domne, așa erau regulile atunci, nu se inventaseră ghilimelele. Așa erau legile atunci, nu, doamna Carmen? Dacă făceai o foaie, o semnai și găseai un notar care să ți-o ștampileze, intrai peste oameni în casă și îi dădeai afară. Ce să mai... A, uite, alte vești bune vin de la Ditrău. Da, ci că nu o să-i mai zică Ditrău, o să-și schimbe numele în Ditbine. O petiție cu peste 1800 de semnături a fost depusă la primăria din Ditrău, iar localnicii le cer patronilor brutăriei să nu angajeze forță de muncă străină. În document li se solicită patronilor brutăriei din Ditrău să le ceară scuze locuitorilor, dar și preotului care ar fi acceptat rolul de mediator doar la cererea lor, să despăgubească angajații prejudiciați și jigniți în mod retroactiv pentru 5 ani. Ta-na-na-na-nam, locuitorii din Ditrău contraatacă. Au lăsat o moale cu rasismul, da, și-au dat seama că nu ține. Au ieșit din scorbură și au zis: ce? Nu e ok asta cu rasismul? Tare ciudat, da. Acum cetățenii nervoși vor scuze pentru preot și să nu mai fie angajat străin, că n-au ei unde să muncească. E, asta e altceva, mă băieți, e cu totul altceva. E despre exploatarea oamenilor, despre nerespectarea drepturilor, da? Dacă le mai formulați și în limba română, parfum! Mi-a plăcut asta. În petiție se solicită angajatorului să-și ceară scuze în mod public de la locuitorii din Ditrău pentru prejudicii aduse bunei sale reputații prin faptul că a ales mass media în loc să rezolve problemele ivite pe plan local. Bă, băieți, v-ați dus cu furci și topoare peste srilanchezi? Ce să rezolvi pe plan local? Și care-i problema că s-a auzit în toată țara? Vă e rușine de ceva? Parcă ziceați că nu. Hai, liniștiți-vă, respirați, tot în limba română dacă se poate. Și încă ceva. Mă, preotul, n-are altă treabă? Boss, nu te-ai jucat de-a căpetenia a pașilor când erai mic? Ce-ai? E preot ăsta pus pe cafteală, mă. Nu știi de astea cu John Lennon, a? Cu All You Need Is Love, nu, a? Tu, Rammstein, Du Hast. Chestii grele, tati. Dar zic să rămânem la veștile bune și foarte bune. Asta care vine e belea. Jurnaliștii vor fi scutiți de plata impozitului pe venit, veniturile din salarii și drepturile de autor. Este vorba despre un proiect de lege care a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților. Este cameră decizională. Dușmani în poartă pică, băi, sărachilor care nu sunteți ziariști. Cine are bani acum să-i întoarcă cu lopata? Ține! Cum să faci, mă, așa ceva? Cum să voteze așa ceva? Cât de prost să fii? Deci asta, porcăria asta a trecut prin Parlament, fraților, da? Merge acum la președinte. Sper să nu fie și președintele la fel de tă. Să vedeți de acum ce or să ne strige politicienii. Băi, ziariștilor, voi vorbiți, mă, care nu plătiți impozite la statul român. V-am dat, bă, v-am făcut, dar voi tot niște nemernici ați rămas.
Să ne înțelegem, presa are nevoie de sprijin peste tot în lume, pentru că o democrație nu poate rezista fără un sistem de presă puternic și independent. N-am spus-o eu, a spus-o Curtea Americană de Justiție acum mai bine de 10 ani, când criza financiară închidea zilnic zeci de redacții. Dar nu astea sunt parlamentarilor măsurile care asigură o presă puternică și independentă. Vai de capul vostru! Da, haideți mă, gata, că au dat ghioceii un leu buchetul, un leu buchetul. Șică, șică, ce faci cu metre? Ia uite-l pe șică, mănâncă ghioceii. Bă, băiatule, tu ești vegetarian de la feroce.